Primarul comunei Căzănești, Aurel Popescu, reușește cu succes să rezolve problemele comunității pe care o conduce. Astfel datorită implicării acestuia, cetățenii din satul Găbovățu de Sus au astăzi semnal la telefon și internet. Un releu a fost montat în localitate. Telefonul mobil a devenit o sursă continuă de informare și de relaționare cu cei din jur, însă locuitorii satului Gîrbovățu de Sus nu puteau utiliza un asemenea dispozitiv din cauză că nu aveau semnal și nici internet. Primarul comunicăzândește Aurel Popescu a luat imediat măsuri și a contactat o firmă de telecomunicații pentru a rezolva această problemă. Astfel în zonă a fost montat un releu acest SRL este făcut urmare diligențelor noastre către multinaționala Digi România, care a fost promptă și ne-a răspuns la apelul nostru, pentru că în această localitate, în satul Gârbovățu de Sus, nu exista semnal telefonic, precum nici semnal de internet. Și pot să spun că este o localitate în care convețuiesc aproape 200 de oameni care erau izolați de celelalte zone ale ale comunității. Mulțumesc pe această cale lui Digi România că au fost prompt și au răspuns cerințelor noastre și totodată vreau să informez cetățenii care locuiesc în această zonă că începând de acum au semnal telefonic și semnal de internet pe Digi România. Deși România ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește viteza internetului, o mulțime de localități nu au semnal de telefonie mobilă și în satul Gârbovățu de sus din cauza nepăsării foștilor primari cetățenii erau nevoiți să iasă din propria ogradă pentru a putea lua legătura cu cei dragi. În prezent această situație este de domeniul trecutului, iar oamenii îi mulțumesc primarului Aurel Popescu pentru implicare. Cum este acum că aveți semnal aici? E foarte frumos. Ne-am stabilit un pic la țară lângă ai bătrâni. Și acum avem și noi internet și în casă și toți vecinii au și în coastă și pe vale pe jos. Și înainte cum vă descurcați? Ea să urcăm tomăi în vârful dealului acolo ca să prindem un pic de semnal. Suntem foarte mulțumiți pentru antenă și pentru iluminat că se vede ziua, noaptea zici că e ziua pe afară. Sunt foarte mulțumit de ce a făcut domnul Vimar pentru în perioada asta foarte scurtă care de când e primar, a realizat ceva pentru satul ăsta, pentru comună, pentru tot. E... Suntem foarte mulțumiți. De când administrația locală din Căzănești este condusă de primarul Aurel Popescu, doleanțele locuitorilor din comună au devenit realitate. Acesta a găsit o mulțime de probleme pe care comunitatea de aici le avea, iar cei care au condus primăria în trecut nu au vrut sau nu au fost capabili să le rezolve.